Bună seara, haideți să evaluăm săptămâna care a trecut și să vorbim despre săptămâna care a început astăzi, 21 martie. Am avut foarte multe întrebări legate de mobilizare, de serviciu militar, stagiu militar, despre pregătirea militară, despre spații de adăpost. Deci am avut în cursul acestei săptămâni mai multe întrebări la care am încercat să găsim răspunsuri, atât de la Centrul Militar Județean, cât și de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, partea de protecție civilă. Și despre aceste lucruri mulțumim pentru întrebări pe care ne-ați transmis pe parcursul săptămânii. Vom încerca să vedem cât mai multe răspunsuri foarte clare și concise. Salut ordonanța guvernamentală privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale din perioada 1 aprilie anul acesta și 31 martie anul viitor. Aici, cum am discutat cu domnul vicepremier Calemenor, deci pentru următorul an, cel puțin la preț, dacă nu avem consum excesiv, aceste prețuri vor fi susținute de guvern și eu sper ca consumatorii casnici, cel puțin, să reușească să facă față acestor facturi de energie electrică și gaze naturale. Am lansat săptămâna trecută programul de sprijinire a cultelor religioase, deci, cum a zis și colegul nostru consilier județean, acum 2 săptămâni, Costin Hârlav. Deci, avem termen de punere a cererilor 6 aprilie, deci vă rog să încercați să veniți din partea cultelor. Și totodată este deschis și liniile de finanțare pentru toate finanțările nerambursabile pentru societatea civilă. Fiecare a doua zi este câte un termen la fiecare. Următorul termen este 23 martie, deci miercuri, deci primul termen pentru porturi populare. Deci vă rog, aveți încă 2 zile să depuneți și așa va urma. De exemplu, pentru pompieri voluntari, asociațiile pompierilor voluntari va fi, deci termenul este 1 aprilie. Și tot așa pentru, nu știu, pentru programe culturale, 24 martie. Pentru programe românești, 25 martie, pentru activități de tineret, 30 martie, pentru activități de turism, 31 martie, pentru sport, 28 martie, activități destinate familiilor, 29 martie și, cum am zis, pompieri voluntari, 1 aprilie. Deci, dacă aveți asociații care doresc să-și realizeze programe pentru interesul comunităților, haideți să depuneți cereri de finanțare și încercăm să vă susținem. Am mărit fondurile, de exemplu, pentru tineret, deci sunt niște categorii unde am mărit față de anul trecut fondurile disponibile. Cum am zis și acum o săptămână, sâmbătă s-au reunit reprezentanții asociațiilor fermierilor din județele Arghita, Covasna și Mureș, așadar din Secuime, și încercăm să găsim soluții pentru valorificare, pentru că eu cred că noi aici, în această zonă, avem o agricultură bio, preponderent bio, sănătos. Și ar trebui să ieșim în piață cu produse de bună calitate, care deja avem, dar să putem și să vindem.
Și aici toate investițiile sunt binevenite, atât din fonduri europene, fondurile Guvernului României și fondurile destinate agricultorilor a Guvernului Ungariei. Sute de fermieri au primit finanțări și eu cred că în cele trei județe se vede rezultatul acestor finanțări și acestor alinieri, asocieri. Avem foarte multe cooperative. Chiar acum ne pregătim la foarte multe programe europene de la AFIR pentru finanțare europeană. Așadar, eu cred că pe domeniul dezvoltării rurale, pe acest palier, vom avea reușite semnificative care pot fi atractive și pentru tineretul, care chiar dacă a plecat de aici, dar ar dori să întoarcă sau este aici și ar dori să nu plece. Am participat săptămâna trecută la Mariapoci, la semnarea acordului de înfrățire între orașele Mariapoci și Miercurea Ciuc, ambele localități întrenumite fiind puncte importante de pelerinaj și legat de Sfânta Maria. Și eu cred că aceste proiecte care pot fi inițiate prin colaborarea celor două orașe vor fi semnificative. Avem un drum de pelerinaj între cele două localități, Via Maria, care în mai multe părți, de exemplu județul Harghita, se transpune și cu drumul Via Transilvanica. Și pentru aceste drumuri eu sper că iarăși că vom reuși să atragem foarte mult pelerini, turiști care să ne viziteze. Am fost la un oraș mic, nu mic, cu peste 10.000 de locuitori, Hajdu-Nanaș, aproape 20.000 de locuitori, unde s-a văzut că orașul s-a implicat și are propria fermă agricole cu vaci, cu oi, cu porci și cu foarte multe terenuri arabile, în care se reușește pentru toți copiii din oraș să se fie pregătit masa caldă, dar nu numai pentru copiii din oraș, dar și pentru 2.400 de oameni nevoiași sau care solicită acest serviciu și primesc o masă caldă pe zi. Ei merg pe produse ecologice, produse bio. Și am văzut joia trecută când am fost acolo la Hajdu-Nanaș cum se procesează, cam cum s-a construit o armată de 150 de oameni care se ocupă cu acest lucru și chiar o mare parte din produse se ajunge și în piață. Deci eu cred că calitatea, în primul rând, pe care poate să-și primească copiii de acolo, este una excepțională și merită să fie studiat în aprofunzime această soluție, bună practică și să încercăm să implementăm și în județul Arghitea cât se poate din acest lucru. Ok. A fost numit domnul prefect Petre Șandor din partea UDMR și doamna subprefect Izabela Prodan din partea PSD. Deci acum avem o echipă completă, mai lipsește secretarul general al prefecturii, dar am avut discuție și vineri și astăzi cu domnul prefect Petre Șandor și eu sper că vom reuși să avem reușite. Țepeluș Marius a rămas din partea PNL-ului, deci cele trei partide acum au reprezentanți la vârful prefecturii și eu cred dintr-o colaborare foarte bună, fără circ, fără alte lucruri. Ok, săptămâna trecută am lansat prima licitație deschisă ca și unitate de centralizată de achiziții publice. Suntem primii din țară și pentru papetărie și birotică am lansat o licitație cu 10 primării în asociere și peste 1 milion de euro pentru
produse de papetărie și furnituri de birou, articole de birotică și eu cred că vom avea reușită. Acum deja pe parcursul săptămânii am semnat și pentru a doua licitație județeană pentru pentru curățenie, deci și sterilizare, deci tot ce este în acest domeniu, dezinfecție, deci pentru aceste game de produse, iarăși o licitație publică pe nivelul județului de aproape 1 milion de euro. Eu cred că vom avea și calitate mai bună și un preț mai bun și sper să ne asocieze și celelalte primării din județ. Urmează a treia licitație mare pentru care vizează gaz natural și energie electrică și combustibil, deci lucruri care acum au un preț foarte mărit față de acum câteva săptămâni și iarăși aici preconizăm că vom reuși să avem un preț competitiv pentru primării. Am lansat programul Patrimoniul Construit, dar despre acest lucru am vorbit săptămâna trecută și am dat și un anunț în privința refugiaților din Ucraina. Mulțumim pentru donațiile pe care ați dat. Mulțumim pentru acele lucruri pe care ați reușit să donați la punctele de colectare. Și acum urmează să solicităm și ajutorul voluntarilor care să ne ajută în această problematică sau să ne ajute la să ne susține. Pentru că deja vin și refugiați care rămân în județul Arghita. Dar vom continua campaniile de strângere de fonduri și de donații și în continuare. Săptămâna aceasta, mâine, o să fiu la zona Gheorghen, nu, zona Odorhei, Cristur Secuiesc, după masă o să fim la Sibiu și la Sibiu va fi o conferință națională al Consiliului Concurenței și poi mâine, miercuri dimineață, va fi ședința de conducere al Agenției de Dezvoltare Centru, unde încă mai dețin, pentru că este rotativ, funcția de președinte, deci eu o să conduc ședința. Miercuri după masă, la Bălan și Sint-Domnic, o să avem o întâlnire cu specialiști, pentru că vrem să dezvoltăm Hășmașul Mare pentru activități turistice sustenabile și așteptăm o echipă de specialiști ca să ne spune ce și cum am putea amenaja acolo, în această zonă. Și joi va fi zi de. Acum joi va fi zi de ciuc. Aici ne vom întâlni cu primarii și vom discuta și despre soluții. Am avea și o prezentare la Sint-Domnic, nu să la Dănești, despre o soluție pentru plombarea asfaltului, care pentru drumuri mici, vicinale, comunale, ar fi viabil pentru viitor. Dar totodată, joi vom avea și alte întrevederi aici, în zona Ciucului. Vineri o să fim la zona Gheorghen, special la Odorheiu Secuiesc. Și aici patinoarul de la Gheorghen și alte investiții care sunt trebuie să primească susținere, chiar și liceul Sfântul Nicolae, pentru care consilierii județeni au propus să aprobăm o sumă pentru a-și închide reabilitarea intrării la liceu. Să vizităm și acest lucru, pentru că urmează ca la vineri, spun pentru colegii consilieri județeni, vineri se pare că vom avea o ședință extraordinară
Și acolo ar trebui să decidem și despre această necesitate, solicitare. Cam atâta pentru săptămâna care urmează și eu sper că putem să fim uniți, putem să fim aliniați pentru a oferi, a găzdui acești refugiați, să sprijinim pe acești oameni care au necaz acum în urma războiului din Ucraina. Și vă așteptăm cu propuneri, cu soluții, cu idei, pentru că suntem deschiși. Da, domnule Alexandru Marc, acum la conducere cel puțin este o echipă completă, mai lipsește secretarul general. Deci asta, funcția aceasta care este al UDMR-ului, conform negocierii dintre partide, încă nu a fost nominalizat, dar în rest, echipa de conducere este completă. Eu mulțumesc pentru că ați fost prezenți și vă urez toate cele bune pentru această săptămână pe care am început astăzi. La revedere!